în după amiaza zilei de 23 noiembrie, Moldova a rămas în totalitate fără curent electric, după bombardamentele masive din Ucraina. Autoritățile au specificat că toate instituțiile statului au lucrat la remedierea situației, a comunicat președinta Maia Sandu. Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge cu rachete blocurile de locuit și infrastructura energetică. Viața oamenilor nu poate fi întoarsă înapoi, dar furnizarea energiei electrice poate fi restabilită. Vom rezolva problemele tehnice și vom avea din nou lumină. Toate instituțiile statului lucrează în acest sens. Oricât de greu ar fi acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, trebuie să rămână spre lumea liberă, a specificat Maia Sandu. În scurt timp, de la deconectarea curentului electric, și premierul Natalia Gavrilița a venit cu un mesaj pentru cetățeni. Specialiștii Moldelectrica lucrează pentru a remedia situația și pentru a reconecta la energie electrică întreaga țară. În aceste momente vă îndemn să fim uniți și solidari ca să trecem și peste această nouă încercare. Cred că este mai clar ca oricând, prețul pentru libertate și pentru dreptul de a ne alege singur calea și direcția este unul enorm. În contextul situației de azi, deputatul Radu Marian a venit cu o explicație de ce s-a întrerupt lumina în Republica Moldova dacă o cumpărăm din România și bombardamentele rusești au loc în Ucraina. Bombardamentele rusești asupra centralelor electrice din Ucraina au dus la întreruperi în țara noastră pentru că sistemele energetice ale Moldovei și Ucrainei sunt conectate între ele. Situația critică din Ucraina a dus la întreruperea automată a unei linii de tranzit care aducea electricitate din România. Această întrerupere a avut loc pentru a proteja rețelele și stațiile electrice de la suprasarcină. Dacă nu se aplica deconectarea automată, stațiile electrice puteau fi serios afectate și întreruperile ar putea dura mai mult, a specificat deputatul.